Ziua, sunt Adriana Andrieș și astăzi mă voi prezenta în fața dumneavoastră cu un nou tutorial în care vom învăța să lucrăm cercei. Dacă timpul va fi disponibil, vom face și brățară asortată. După cum vedeți, cerceii au o formă un pic mai deosebită. Eu m-am inspirat din croșetul irlandez și am făcut în modul în care să creez acest model de cercei. Aceștia sunt lucrați tot în macrame, însă am folosit mărgeluțe transparente, ceea ce nu vă consiliu, pentru că se va vedea firul cu care au fost cusute mărgeluțele. De aceea, noi astăzi vom folosi acest tip de mărgeluțe care au o jumătate de centimetru ca diametru. Apoi vom folosi din nou firul de macrame numărul 5, cel pe care îl folosesc întotdeauna în lucrările mele. Vom avea nevoie de aceste suporturi pentru cercei. Le vom pune aici, totul la îndemână. Vom avea nevoie de una cu ață, pentru că și acest tutorial va fi adresat doamnelor începătoare. Și am încercat să realizez tutorialul în modul în care să fie accesibil dumneavoastră. Voi folosi croșetul, vechiul meu croșet numărul 175 și apoi vom avea nevoie de foarfecă și, bineînțeles, de multă atenție și multă răbdare. Voi începe lucrarea. Pentru început voi face primul ochi de lanț, cel cu care începem întotdeauna lucrările noastre, și începând de aici voi face este o căldură infernală aici la mine, voi face un număr de 10 ochiuri de lanț. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Când am terminat aceste 10 ochiuri de lanț, ne vom întoarce și vom închide în primul ochi de lanț cu care am început. Vom închide cu picioruș alunecat. Acum vom face un ochi de lanț, după care vom intra în interiorul cercului, în același timp prinzând și capătul de fir, și vom lucra în interiorul cercului un picioruș scurt, două jumătăți de picioruș dublu. Deci ați văzut, am luat odată firul pe croșet, acum am trei fire, le închid pe toate trei deodată. Și din nou am un fir, iau din nou firul pe croșet, trec prin interiorul cercului și le închid pe toate trei. Așa, deci două jumătăți de picioruș dublu. Acum vom face 9 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 și cel de-al 9-lea picioruș dublu. Acum vom face din nou două jumătăți de picioruș dublu. Cel de-al doilea, două piciorușe simple, două piciorușe scurte,
Și voi închide totul în primul ochi de lanț cu care am început lucrarea. Vom închide cu fir alunecat. Pic, că nu-mi reușește. În acest moment voi lucra 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6. Voi face un nou ochi de lanț și voi fixa unghia aici, pe cel de-al șaselea ochi pe care l-am făcut. Și din acest moment voi lucra alte 10 ochiuri de lanț. 1 deja l-avem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și ne vom întoarce și vom închide în primul ochi de lanț din cele 10. Deci aici unde am pus unghia. Vom închide cu picioruș alunecat. Pentru a fi mai sigure, dumneavoastră puteți număra 2, 4, 6 ochiuri de lanț. Acum, din nou, voi face un ochi de lanț, voi intra în interiorul cercului și voi lucra exact ca și până acum. Un picioruș scurt, două jumătăți de picioruș dublu, prima, a doua, nouă piciorușe duble, nouă piciorușe duble. Acum din nou vom face două jumătăți de picioruș dublu, 1 și cel de-al doilea, două piciorușe scurte, 1, 2 și vom închide totul din nou în primul loc de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui nou cerc. Și vom continua din nou, exact în același mod. 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, apoi alte 10 care vor forma un nou bazele unui nou cerc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea. Un pic. Deci 9, cel de-al 10-lea. Și ne vom întoarce și vom închide în primul picioruș din cele 10, în primul ochi de lanț din cele 10. Voi număra 2, 4, 6. Aici voi închide cu fir alunecat. Voi face din nou un ochi de lanț, voi intra în interiorul cercului și voi lucra în același mod. Așa vom continua până când vom avea un număr de 6 astfel de cercuri. Deci, de acum vom lucra singure și ne întâlnim când avem acest număr de
șase cerculețe. Am făcut piciorușele duble, acum urmează să fac piciorușele, jumătate de picioruș scurt, dublu, scuzați, și acum urmează să fac piciorușele duble. Deci noi ne întâlnim după ce am lucrat șase astfel de rotunduri. Am ajuns la capăt. Am lucrat cele șase rotunduri. În interiorul fiecăruia am plecat cu un picioruș scurt, două jumătăți de picioruș dublu, nouă piciorușe duble, două jumătăți de picioruș dublu și două piciorușe scurte. Acum voi închide că la toate celelalte, în primul ochi de lanț care l-am făcut, voi închide și acest al șaselea cerc. Acum vom pune toate acestea, le vom așeza pe masă. Vom lua acul, coață, vom lăsa firul netăiat. Voi scurta bine aici, să nu fie niciun pic în afară, doar nodul. Doar nodul. Iar acum voi intra din mijlocul primului cerc pe care l-am făcut, primului rotund. În felul acesta îi voi da un pic de stabilitate. Dacă auziți tușind, să știți că este bătrână, că este în pat și tușește. Așa. Acum, deci i-am dat stabilitate firului. Voi intra cu acul exact la jumătatea cercului, felul acesta, și voi pune prima mărgeluță. Așa cum v-am spus, recurg la această soluție pentru doamnele începătoare, pentru care ar fi mult mai greu să lucreze cu croșetul, să pun mărgeluțele cu croșetul. Acum am oprit mărgeluța, mă voi deplasa către următorul rotund. Voi intra și voi stabiliza împreună cu primul, voi face o mică cusătură. După care mă voi îndrepta din nou cu acul către mijlocul acestui rotund, cel de-al doilea. Acum voi pune cea de-a doua mărgeluță. Știu că pentru doamnele avansate acesta va părea un pic ciudat, însă și doamnele începătoare trebuie să învețe ceva și dumnealor au plăcere să lucreze anumite lucrări, anumite lucruri. Acum ne vom îndrepta către cel de-al treilea cerc și din nou și pe acesta îl vom fixa cu o mică cusătură. Vom face în modul ca aceste cusături pe care le facem să fie cât mai puțin vizibile, având aceste margini unde închidem piciorușele. Ele ne vor ajuta să facem acest lucru lucrând direct pe ele. Apoi, din nou, mă voi îndrepta către mijlocul celui de-al treilea rotund.
și voi pune cea de-a treia mărgeluță. O voi fixa și pe aceasta. În acest moment va trebui să dăm formă cercelului. După cum vedeți, primele trei mărgele le-am cusut deja în această formă. Acum, încet, încet, mă voi deplasa și voi fixa cercurile un pic mai sus. În felul acesta vor avea acest efect care pare un ciorchine de strugure, după cum vedeți. Deci am fixat și această a treia mărgeluță. Acum voi așeza aici, vedeți, între ultimele două cercuri. Voi fixa cel de-al treilea și din nou voi face o mică cusătură care va fixa atât mărgeluța cât și cercul. Dați-vă în felul acesta. Voi intra din nou în mijlocul cercului. Eu îl numesc cerc ca să fie mai pe înțelesul tuturor. Voi pune o nouă mărgeluță. Ideea de a face acest tip de cercel mi-a venit în timp ce lucram o frunză în stilul croșetului irlandez. Deci am fixat și această mărgeluță, apoi încet încet cu mici cusături mă voi îndrepta către mijloc, mergând direct pe firul lucrului, așa cum v-am spus, unde încheiem piciorușele și vom uni între ele. Aceste trei părți ale cercelului. În felul acesta. Mă voi deplasa către următorul cerc. Din nou, în același mod, lucrând cu acul, exact pe margine, încercând să respectăm exact punctele unde am închis piciorușele, pentru că în felul acesta vom ascunde, practic, cusătura. Voi fixa și acest al doilea cerc din partea a doua. Voi ieși din nou în mijloc. Bine. Și
voi atașa cealaltă mărgeluță. Va fi un pic mai dificil aici la urmă, pentru că sunt mai multe fire, dar cu atenție, de aceea vă spuneam la început că este nevoie de atenție și de un pic de răbdare. Cu atenție și cu răbdare vom ajunge la capăt. Vom fixa această mărgeluță și vom veni încet cu acul prin interiorul cercului, în modul în care să ajungem în partea din mijloc pentru a uni din nou aceste părți ale cercelului. Aici este lucru de răbdare, de un pic de precizie și veți vedea că veți reuși să lucrați și dumneavoastră acest model de cercel. Eu, cum vă spuneam, m-am gândit foarte mult. După cum ați văzut, am lucrat deja cele două perechi pentru a-mi face o idee generală în funcție de modul în care se poate lucra, de a fi cât mai ușor pentru dumneavoastră. Pentru mine era foarte simplu să lucrez direct de jur împrejur, fără să fac toate acestea, unind de la bun început între ele cercurile, însă am vrut să fac în așa fel încât și dumneavoastră, doamnelor, să puteți să vă bucurați de faptul că ați realizat ceva deosebit cu mâna dumneavoastră. Acum voi fixa ultimul cerc. Voi intra un pic parte, de cealaltă, în modul în care se pot da forma cercel dorit de noi. Vedeți că nici nu se văd cusăturile. Voi ieși din nou în mijloc. Voi pune ultima mărgeluță. După care mă voi întoarce un pic pe dos și voi da stabilitate firului. Felul acesta. Vom da de două ori firul pe ac, ținem bine. Toate aceste fire care. Așa. Și în felul acesta am încheiat de cusut părțile principale ale cercelului. Acum, ceea ce urmează să facem este să aplicăm suportul. Vă aduceți aminte că aici am lăsat firul liber. Acum eu îl voi scurta. Iar cu croșetul sau cu acul, cum doriți dumneavoastră, cum vă este mai ușor,
voi fixa și acea parte. Aici am făcut un picioruș alunecat, iar acum voi trece firul prin cercul suportului de cercel, agățătoare, cum doriți să o numiți. Așa, voi face din nou un picioruș alunecat. Îl vom aranja aici bine. Voi trage firul. După care îl voi ascunde. Voi întoarce din nou cercelul pe dos, pe partea din spate, pe dos. Voi trage firul și îl voi ascunde în același mod în care am ascuns și celălalt capăt de fir. Voi găsi un loc unde pot intra. Voi face un nod. Puteți să faceți și două dacă doriți. Eu ceea ce lucrez, așa cum v-am spus întotdeauna, lucrez în mod demonstrativ. Bineînțeles că uitați-vă ceea ce a ieșit. Între timp eu am lucrat și cel de-al doilea. Voi fixa și aici agățătoarea cercelului. Din nou voi trece prin cerc. Trage firul. Piciorușa jos în felul acesta. Vedeți? Deja l-am fixat. Iar acum din nou voi scoate firul în spate. Și am lucrat perechea noastră de cercei. Eu sper foarte mult să vă placă. Speram foarte mult să am timp să fac tutorial și pentru brățară. Voi lăsa așa doar cu cerceii și voi reveni cu un nou tutorial, pentru că vedeți că în fapt cusutul mărgeluțelor ne ia cel mai mult timp. Lucrul în sine, cel care îl facem cu croșetul, merge foarte repede. Dar cusutul ne ia și aranjatul ne ia foarte mult timp. Aceasta este ceea ce am dorit să vă arăt. Eu sper foarte mult să vă placă. Sper să lucrați. Așa cum spuneam și cum spun de fiecare dată, dacă din întâmplare cineva dintre dumneavoastră vede unul dintre aceste tutoriale și vă place modul în care lucrez, modul în care explic, și încă nu sunteți înscrise pe canalul de YouTube, vă rog foarte mult să vă înscrieți, pentru că vor fi noutăți. Foarte curând voi începe să lucrez amigurumi și apoi am în plan să realizez ceva mult mai mare. Nu promit încă nimic, nu spun încă nimic, pentru că vreau să fie o surpriză și în măsura timpului disponibil voi pregăti materialele necesare pentru a executa acea lucrare. Și aceasta vroiam să spun, că vor fi anumite lucrări pe care nu le voi posta pe pagina grupului.
Vor rămâne doar pe canalul de YouTube și de acelea vor beneficia doar doamnele care sunt înscrise. Așa cum spuneam întotdeauna, menționez și acum. A vă înscrie pe canalul de YouTube nu vă costă nimic. Puteți viziona tutorialele ori de câte ori doriți. Puteți să vi le scrieți liniștite, nu vă costă nimic. Canalul meu este gratuit. De aceea vă rog foarte mult să lăsați un like, un comentariu și vă doresc spor la lucru. Vă mulțumesc foarte mult și ne vom întâlni cu următorul tutorial unde voi executa și brățara. La revedere!